Între o jumătate de secol, simpaticul urs Panda Uriaș a fost cel mai bun ambasador al Chinei, dar aceste zile se apropie de sfârșit. Un oficial de top al serviciilor de informații americane reiterează poziția Americii, spunând despre China că este cea mai mare provocare a Americii. Bună ziua, sunt Diana Jiga. Bine v-am regăsit! Astăzi despre cum se apropie de sfârșit diplomația chineză a urșilor panda. Se pare că cei mai buni diplomații ai chinei sunt uriașii pufoși alb-negru, mâncători de bambus. Panda uriaș nu este doar o comoară națională, ci joacă un rol crucial în strategia politică globală a Chinei. Însă după 50 de ani în care China a folosit diplomația panda, apare întrebări cu privire la eficiența a acesteia. În inima orașului Washington DC, Grădina Zoologică Națională Smithsonian a organizat o petrecere a panda în weekend. Institutul a sărbătorit cea de-a 50-a aniversare a îngrijirii, creșterii și studierii urșilor panda uriași. În discursul său, ambasadorul chinez în SUA a descris urșii panda ca fiind simboluri ale prieteniei dintre China și SUA. El a spus că cele două țări ar trebui să își consolideze legăturile și în alte domenii, pe lângă cel al protecției urșilor panda. În urmă cu 50 de ani, doi urși panda uriași au ajuns în Statele Unite ca daruri din partea liderului de atunci al Chinei comuniste. Sosirea lor a stârnit în întreaga lume febra panda și a dat startul unei jumătăți de secol de așa numită diplomație panda între China și SUA. Deci cum funcționează diplomația panda? În prezent, China nu mai oferă urși panda. În schimb, îi împrumută altor țări, mai ales celor cu care dorește să dezvolte și să-și consolideze relațiile. China percepe apoi o taxă anuală de obicei de circa 1 milion de dolari pentru fiecare panda, în schimbul păstrării acestuia timp de câțiva ani, deși toți puii de panda născuți în aceste țări trebuie să fie trimiși înapoi în China. Animalele sunt adorate de oameni din întreaga lume și servesc drept ambasadori drăgălași pentru China. Ele sunt adesea folosite pentru a indica favorurile sau nemulțumirile regimului. Dar cine decide ce țări vor primi panda uriași? Alegerea este făcută de trei ministere chineze, inclusiv Ministerul de Externe, după care un vicepremier sau premierul trebuie să semneze decizia. Însă, în ultimii ani, experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la un alt rol pe care îl joacă urșii panda, acela de a îmbunătăți imaginea autoritară a Chinei. Acest lucru se întâmplă pe fondul îngrijorărilor tot mai mari la nivel mondial cu privire la agresiunile militare ale Chinei în străinătate și la situația abuzurilor sale în domeniul drepturilor omului. Recent, un proiect de lege al Congresului SUA vizează de asemenea această diplomație neobișnuită. Citând amenințările Chinei la adresa Taiwanului, a Hong Kongului și a minorității etnice uigure din regiunea Xinjiang, sponsorul proiectului de lege afirmă că agresiunea Beijingului este inadmisibilă și că urșii panda nu ar trebui să fie folosiți drept paravan. Perspectiva pozitivă a urșilor panda este încurajatoare, dar se pare că urșii panda nu pot merge prea departe în contracararea politicii externe agresive a Chinei. Acum, după 50 de ani, uriașii alb-negru s-ar putea confrunta cu o nouă realitate dură. Deși popularitatea lor continuă să existe, căldura pe care proiectul de lege o creează față de China nu mai este aceeași. În timp ce Partidul Comunist Chinez își pune încă speranțele în diplomația panda, un oficial de top al Serviciilor Secrete Americane numește Beijingul partenerul tăcut al Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. Și în aceleași declarații, oficialul descrie regimul comunist chinez ca fiind cea mai mare provocare cu care Serviciile Secrete Americane s-au confruntat vreodată. Un partener tăcut în agresiunea lui Putin, China lui Xi Jinping este cea mai mare provocare a noastră, fiind în multe privințe cel mai profund test cu care CIA s-a confruntat vreodată. Acesta a spus că America nu s-a confruntat niciodată cu un adversar cu o mai mare influență în domenii precum cel militar, economic, spațial și cibernetic decât cea din prezent, aceea a unei Chine foarte ambițioase. Republica Populară Chineză intenționează să-și construiască capacitățile necesare pentru a-și intimida vecinii, să înlocuiască Statele Unite ca putere predominantă în Indo-Pacific și să submineze cu ajutorul unui set de reguli autoritare. Ordinea internațională pe care noi și aliații noștri am încercat atât de mult să o susținem, a declarat William Burns. El a adăugat că problema legată de ascensiunea Chinei este că Partidul Stat Comunist și-a folosit capacitățile împotriva SUA și a propriului popor. În ultimii ani, Beijingul a atacat cel puțin 150 de companii americane pentru a le fura secretele de producție. Încearcă să-și mărească arsenalul nuclear cu până la 1000 de focoase, a plasat în detenție un milion de cetățeni ai săi doar pentru că sunt musulmani și a arestat alte câteva mii în Hong Kong pentru că au susținut pașnic democrația, a mai declarat directorul CIA. Burns a declarat că îngrijorările sale sunt legate de regimul comunist, nu de poporul chinez. Este important să precizăm clar că îngrijorarea noastră se referă la amenințarea reprezentată de Republica Populară Chineză, nu de poporul chinez, și cu atât mai puțin de compatrioții noștri americani de origine chineză sau asiatică. Burns a declarat că CIA va înființa un nou centru de misiune special care să se concentreze asupra Chinei și că va dubla numărul vorbitorilor de limba chineză și al ofițerilor din străinătate, fiind similar cu ceea ce s-a făcut în timpul războiului rece cu sovieticii. Potrivit lui Burns, regimul comunist chinez este doar una dintre numeroasele amenințări cărora Rusia ei va trebui să le facă față. Alte provocări includ Rusia, schimbările climatice și amenințările la adresa sănătății globale. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Ne puteți găsi pe pagina de Facebook, pe Youmaker, Telegram, SafeChat. Dacă vă este mai ușor să ascultați emisiunile NTD România, aveți la dispoziție și podcasturile noastre. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi.